Minunați sunt următorii oameni pe care vrem să vi-i arătăm la TV. Cea mai dificilă provocare pentru familia Meșina a fost construirea unei case în stil Cortwood. Aceasta este una specială, ecologică și diferită de cea convențională, fiind construită din lemn, lut și paie. Casele de tip Cordwood sunt construite după o tehnologie ce își are originile în Statele Unite ale Americii. Cea mai veche locuință de acest fel, care încă rezistă, a fost construită în anul 1895. Soții Meșina inițial și-au dorit să fie una doar de odihnă în sânul naturii și departe de oraș. Apoi și-au creat toate condițiile pentru a trăi aici zi de zi împreună cu cei trei feciori. Am ales metoda asta de construcție mai neobișnuită, lut, paie, lemn. Am studiat tehnologiile din trecut, la bunii noștri, tehnologiile din prezent, am văzut avantaje, dezavantaje și cumva am încercat să fac un mix de tehnologii, să iau mai mult avantajele din trecut și avantajele din prezent. Totuși, au întâlnit și multe provocări la care încă lucrează până a vedea rezultatul pe care și-l doresc. Noi am căutat dacă cineva a mai făcut această metodă ca să ne sfătuim din experiență și totuși nu am găsit pe nimeni. Din acest motiv, Valeriu a fost cel care a studiat mult, chiar dacă toți ceilalți îl asigurau că va ieșua. Dar uite că a reușit să demonstreze contrariul. A fost o experiență de lungă durată și chiar anevoiață. Din cauza faptului că nu era forță de muncă, adică nu erau echipe. Totul era un experiment, adică desori ne întorceam înapoi, chiar și amestecurile care le făceam pentru construcție, trebuiau experimentate, testate. Și a fost așa un fel de... am antrenat muncitorii ca să execute lucrarea și plăteam și pentru antrenament și pentru muncă. Casa Cordwood este ecologică și eficientă din punct de vedere energetic. Este construită din materiale naturale și, datorită construcției particulare, temperatura din interior se menține la un nivel relativ constant. Canalizarea am făcut una ecologică la un producător local. Constă din unele culturi de bacterii care fermentează toate resturile astea organice care ajung în trânsă. Și la ieșire le-am apucurat. Totuși, pe noi tot ne-a motivat să schimbăm toate produsele de igienă din casă, tot ecologice. Din cauza că, în cazul în care ne foloseam produsele care anterior le foloseam, bacteriile mureau și era miros urât. Adică canalizarea asta funcționează doar atunci când folosim produse naturale. Dezavantajul că face crăpător, dacă considerați asta un dezavantaj. Eu, de exemplu, nu consider, pentru că tehnologia asta, pe timp de vară, așa e planificat, lemnul puțin să usuc, să fac niște microfisuri și obținem să ventilare natural în casă. Pe timp de toamnă, umiditatea îl umflă lemnul, el astupă toate găurile și deja el singur vă creează termostratul ăsta care vă protejează, vă menține temperatura în interior. Construcția specială îi oferă casei o priveliște superbă și unică. Aspectul natural al unei astfel de locuințe amintește de o cabană din vârf de munte și pare extrem de primitoare. Eu simt că asta este o casă vie. Eu nu știu, asta este o casă care conferă foarte mult liniște. Așa este energetic, se doarme foarte bine în ea.